Prima întrebare, domnule pastor, întrebările sunt multe, cum spuneam, sună așa, ce reprezintă creșterea spirituală, vă rog? Da, poate fi pus semnul egal între creștere și viață. Nu există o zonă gri în viața noastră. Ori creștem, ori descreștem. Deci această lege a vieții se aplică mai ales aici în domeniul duhovnicesc. Și mă întorc chiar cu bucurie la momentul când i-am spus domnului profesor că motivul care stă la baza călătoriei noastre creștine trebuie să fie progresia adevărului. Adevărul prezent, adevărul în mișcare de la răsărit până la zenit. Așadar, trebuie să luptăm pentru acest lucru. Așa cum Ana i-a spus lui Elcana, dăm copii ori mor. Doamne, ajută-mă să cresc în credință, ori altfel voi muri. Pentru că omul continuă să crească sau să descrească cu fiecare zi și experiența vieții pe care o are. Mulțumesc. Eu am o rubrică la podcast, de fapt sunt mai multe la podcastul Autentic, care înglobează niște întrebări cu răspunsuri scurte. Și văd că dumneavoastră deja ați început să intrați în rolul Mă ăsta. aleargă timpul și nu pot să. Trebuie să. Cineva mi-a zis, zice, așa sunteți mereu? Și zic, nici nu știi cât m-am stăpânit în seara asta. Cum ar trebui un creștin să facă față sentimentelor de vinovăție referitoare la păcatele trecute, fie înainte, fie după ce l-a întâlnit pe Mântuitorul Iisus Hristos? Vinovăția este o problemă de credință, nu de trecut sau de fapte. Și este o problemă de credință. Dacă îl credem pe Dumnezeu, pe cuvânt, El a spus așa, aruncă asupra mea vinovăția ta. Păcatele noastre le-a purtat, toate acestea care ne încărcăm noi cu ele acum și le păstrăm, care sunt reale. Nu le putem nega, nu le putem ignora, nu suntem bolnavi mental să uităm trecutul. În același timp, despre aceste păcate, El spune, eu le-am purtat pe lemn, aruncă asupra Lui acest lucru. Când primim eliberarea aceasta de la Mântuitorul, așezăm pe umărul lui vinovăția noastră și suntem făcuți liberi. Nu suntem făcuți liberi de istorie, suntem făcuți liberi de simțământul acesta care ucide sufletul al vinovăției. Simțământul vinovăției este deci un rod al respingerii, al refuzului ofertei lui Dumnezeu care vrea să poarte păcatele noastre în trupul lui pe lemn. La ce s-a referit Domnul Iisus când a promis viața din belșug, așa cum scrie în Ioan 10 cu 10? Viața din belșug este o problemă legată de suflet, nu este legată de ce are sau ce nu are un om. Dați-mi voie să deschid o mică pagină din cartea familiei noastre. De multe ori am urcat cu soția în mașină, cu mai nimic și am zis unde mergem și ne-am întors de undeva spunând, Domne, a fost nemaipomeniște. Ce vreau să spun pe calea aceasta? Belșugul acesta de care vorbea Iisus este starea sufletului care se bucură de prezența lui, de soarele neprihănirii care îi încălzește și luminează sufletul, de bucuria mântuirii care vine acolo și care umple de culoare evenimentele zilei și tot ce se întâmplă. Viața din belșug înseamnă locuirea Domnului Iisus Hristos în viața și ființa noastră. Sunt oameni care au pământul întreg la degetul mic și n-au deloc viață din belșug, săraci. Uscați de sete, fiindcă au băut apă de mare, sărată, și continuă să bea și să adune, continuă, continuă. Nu satură sufletul, nu este viață din belșug. Și sunt doi oameni într-un loc modest, cu resurse modeste, limitate, foarte limitate pentru timp. O se sperie, păi dacă mâncăm în seara asta, mâine nu avem ce mânca. Sau? Nu, este un ospăț necurmat, spune cartea Proverbe, adică această viață din belșug, pe care îl rodește umblarea noastră cu Dumnezeu. Următoarea întrebare sună în felul următor. O am aici. Când și la ce vârstă ar trebui să ne botezăm? Nu pot să nu zâmbesc, dar zâmbesc cu amărăciune pentru chestia asta și aș vrea să fiu înțeles emoțional.
Alaltă ieri am mers la funeralul unui apropiat prieten, Emil Negru, adică sabatul care a trecut. Și fiica dumnealui adoptivă a fost pregătită pentru botez de către dumnealui și m-a chemat pe mine să o ascult, după care să o botez. Și am ascultat-o și ghiciți care a fost prima întrebare care mi-a adresat-o dumneaei mie, doamna Roxana, la acea oră. Prima întrebare, la ce vârstă ar trebui să se boteze cineva? Și atunci, eu fiind în, să zic, în prezența Domnului în sufletul meu, m-am întors către ea și am spus, zic, că am o întrebare. Doi prieteni, un băiat și o fată, la ce stadiu ar trebui să se căsătorească? Ei sunt prieteni, dar când crezi că ar trebui să se căsătorească? Mi-a dat un răspuns unic. L-am păstrat cu mine și îl păstrez până ziua, dar și de asta l-am după înaintea voastră. Când crezi că ar trebui să se căsătorească un băiat și o fată care sunt prieteni, un domnișoară și un cavaler? Și ea îmi răspunde, zice, atunci când nu mai pot să trăiască unul fără altul. Acesta a fost răspunsul și acesta l-a duc înaintea noastră. Da, profund, e adevărat. Următoarea întrebare sună așa, sunt un nou creștin. Care este pasul următor? Creșterea. Creștin urmează creșterea. Și creșterea înseamnă negarea zilei de ieri și acceptarea zilei de astăzi și a celei de mâine. Când eram copil, gândeam ca un copil, dar am crescut. Acum am lepădat ce era copilăresc. Sunt unii oameni care nu au reușit să se desprindă de copilăria credințelor niciodată. Și au rămas la aceleași gândiri, aceleași simțiri, trăiri de atunci. Când m-am făcut om mare în Hristos, am lepădat ce era copilăresc. Lepădarea aceasta nu e nimic negativ, este un semn al creșterii. Sunt oameni înghețați în timp și în gândire și în maniere și în totul, care trăiesc într-o epocă trecută sau care își ghidează viața după ce va urma apoi, mâine, sau nu trăiesc, așa cum a spus Iisus, astăzi cu Dumnezeu. Creșterea, deci. Pasul următor. Creșteți! Mulțumesc! În 1 Ioan 2:15-16 spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dumnezeu iubește lumea, dar noi nu ar trebui să o iubim? De ce există această contradicție aparentă? Pot să mă spovedesc la voi? Am încredere să mă spovedesc puțin, nu mult. Aseară am urmărit un material în care a venit în discuție această tensiune. Păi uite, spune atât de mult iubi Dumnezeu lumea și nouă ne spune nu iubiți lumea. Și ce credeți? Aseară am urmărit materialul acesta și cumva am înțeles în sufletul meu, ține bine minte că or să te întrebe lucrul acesta. Nu m-am așteptat, mulțumesc din suflet lui Dumnezeu și vouă care ați trimis această întrebare. Nu iubiți lumea și iubiți lumea. Nu iubiți valorile lumii. Lumea are valori materiale, imorale, fel de fel de lucruri legate de lume și acestea le găsim sub genericul lumesc. Nu trebuie confundat lume cu lumesc. Esau era un om desfrânat și lumesc. E, aici ne-a spus nou, nu iubiți așa ceva, dar iubiți omul, oamenii. Aceasta înseamnă lumea. Lumea înseamnă oamenii. Dumnezeu a iubit pe oameni. Dumnezeu a iubit pe cei care îl căutau și bâșbâind nu-l găseau. S-a descoperit lor. Aici, în domeniul acesta. Și putem să măsurăm valorile noastre care le avem în viață. Cugetul nostru este un instrument de măsură incredibil de bine calibrat de Dumnezeu. Putem să măsurăm natura valorilor noastre prin trăirea lor în lumina prezenței lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul ăsta în lumina prezenței lui Dumnezeu? Pavel spune, pentru unii oameni lumina aceasta lui Dumnezeu e o nebunie, deci asta e lumesc. Pentru omul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru eliberarea, același lucru. Deci aici, în locul acesta, se desfășoară diferențierea aceasta. Ce a vrut Domnul Iisus să spună când a zis, ia-ți crucea și urmează-mă, din Marcu 10:21?
Păi trebuie să luăm crucea, că uite, avem trebuință de ea la tot pasul. Când îmi vine să zic ceva, care știu că n-ar trebui să zic, ferice de omul acela care are crucea cu el. Dacă nu și-a luat crucea, am uitat-o acasă și mi-am adus aminte după ce am zis și vorba profesorului meu, I take back my words, dar îmi iau cuvintele înapoi, dacă le mai găsești, caută-le, da, în sfârșit. Să-și ia crucea în fiecare zi înseamnă acest mod de viață prin care tu ești răstignit față de valorile lumii, față de lume, și valorile lumii sunt răstignite față de tine, nu au apel la tine. Dar trebuie în fiecare zi, acesta este un mod de viață, eu mor în fiecare zi, spune Pavel Apostolul, și după care descrie experiența vieții lui, zice, am fost răstignit, dar trăiesc, de asta trăiesc, pentru că am răstignit firea pământească cu poftele și patimile ei și am primit în ființa mea viața lui Hristos, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dumneavoastră spuneți mereu să luăm seama unde am alunecat și nu unde am căzut. Ce înseamnă să aluneci? O să luăm un exemplu clasic. Iisus spune așa, dacă unui om îi alunecă ochii, a și căzut. Deci, da. Și altul, dacă unui om îi se... un om vede roșu în fața ochilor sau vede negru în fața ochilor sau îi clocotește lăuntrul lui, omul acela a alunecat, e pe punctul de a aluneca. Și dacă dă curs acestei alunecări, atunci el cade. Deci, în simple cuvinte, alunecarea este înfrângerea noastră în mintea și sufletul nostru. Iar ce se întâmplă în afară, cum ar fi crima sau destrâul sau alte lucruri, nedreptatea, neadevărul, aceea nu mai partea văzută, a ceea ce nevăzut s-a întâmplat deja înăuntru nostru. Acolo se produce alunecarea. De acolo ies lucrurile acestea. Fie bune, fie rele. Cum ne putem păzi inima? Întreabă cineva. Păi, cum păzești o valoare care o ai în casă? O protejezi bine, o ascunzi de influențele ochiului însetat sau o duci într-un safe ca să poți să dormi liniștit. Și încă nu poți să dormi liniștit, că unul ia să-i făcut totul. Există însă o cale. Biblia spune, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. E ceva misterios, nu se poate explica matematic sau fizic lucrul acesta, dar e real. Atunci când viața noastră este ascunsă cu Dumnezeu în Hristos, inima ne este păzită. Și Solomon ne atrage atenția foarte serios. Păzește-ți inima mai mult decât orice, adică emoțiile, simțămintele, stările sufletești, pentru ce gem suflete în lăuntru meu, întreabă David. Ai vreun răspuns atâta timp cât Domnul este aici, pentru ce gem? Chiar așa este, că n-am niciun răspuns și toate celelalte. Aceasta înseamnă păzirea inimii. Noi însă avem gândul lui Hristos, zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 16. Întrebarea sună așa. Care este acest gând al lui Hristos? E de mirare, într-adevăr, că noi nu cunoaștem gândurile oamenilor de lângă noi și vorbim de gândul lui Hristos. Dar nu e vina noastră dacă Dumnezeu a găsit cu cale să ne descopere gândul lui Hristos. Nu e vina noastră, e privilegiul nostru. Și așa că să nu mai construim noi o definiție, pentru că o avem deja construită în Filipeni 2:5. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Și în ce a constat lucrul acesta? El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, nu a considerat ca fiind ceva de apucat, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea Dumnezeu l-a înălțat. Acesta este gândul lui Hristos. Întoarceți-vă aici în Filipeni, capitolul 2, versetul 5, cu creion în mână, selectați toate aspectele gândului lui Hristos și să cerem lui Dumnezeu ca ele să fie plantate în grădina minții noastre, nu doar în biblioteca noastră sau memorie, ci chiar în trăirea noastră. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
Roman 12 cu 1. Ce înseamnă această jertfă vie? Da, este ce vorbeam înainte când a spus Mântuitorul, ia crucea cu tine în fiecare zi, adică fii gata să jertfești tot ceea ce știi că nu este înălțător, nu e vrednic de iubit, nu e vrednic de primit, nu e spre slava lui Dumnezeu. Fii gata să răstignești lucrul acesta. Aduceți trupul vostru ca o jertfă vie. De ce e jertfă vie? Pe altar se aduceau jertfe vii. Niciodată nu se întâmpla sadismul acesta. Erau jertfe tăiate, nu? Dar nouă ni se spune o jertfă vie. Din ce cauză? Că pe acesta care îl jertfesc astăzi, trebuie să-l jertfesc și mâine. Tot el este. Și permanent înaintea lui Dumnezeu trăiesc într-o stare de jertfă. E o jertfă vie, dar este o jertfă bine primită înaintea lui Dumnezeu. Și ne spune Pavel, ne pune epistola către evrei, în capitolul 12, să ne întoarcem la Dumnezeu prin înnoirea minții noastre. Să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Ce înseamnă să-L urmezi pe Iisus cu adevărat? E greu de prins în cuvinte. Pentru că este o lucrare în dezvoltare, în progresie. Când eram copil, urmam pe Iisus ca un copil și astăzi îl urmez ca un om care a trecut prin viață într-o măsură mai mică sau mai mare. Acest lucru rămâne să fie definit și redefinit cu fiecare pas pe care îl facem. Or să fie destule împiedicări pe cale ca să ne trezim din somnul sufletului care naște demonii. Vor fi și împiedicări, vor fi și țepuși în carne ca să nu... Mai bine să primesc un țepuș decât un diavol. Și atunci Pavel spune, e bine, e spre binele meu că s-a întâmplat. Aceasta prevede. Care este deosebirea dintre un creștin și un ucenic? Foarte frumoasă întrebarea aceasta. Mulți creștini, puțini ucenici. Despre aceasta învățăm noi, de fapt, în această serie. Mă gândesc să aplicăm lucrul acesta cel din tâi la familia noastră. Isaia spune că toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului. Noi nu trebuie să facem din copiii noștri membri la biserică și nici chiar creștini. Dacă este doar atât, spune Pavel, dacă doar pentru acesta, e cei mai nenorociți dintre oameni. Dar este un pas mai înalt care prevede ucenicia. Ucenicia este bazată pe observație și pe trăire. Observi ce face maestru și după aceea trăiești această experiență, o primești în viața și ființa ta. Ucenicul este chemat să fie ca și maestrul lui. Care este mândria, spune cineva, de fapt citează Proverbe 16 cu 18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Care este diferența dintre mândrie și trufie? Domnule pastor, aceasta va fi penultima întrebare din calupul ăsta. Da. Trufia care merge înaintea căderii este acest impuls al firii noastre de a ne ridica deasupra aproapelui nostru, dar mândria, care duce la pieire, este ridicarea sufletului împotriva lui Dumnezeu, ceea ce este o formă de sinucidere. Cu aceasta s-a luptat Nebucadnețar un an din viața lui, s-a luptat cu ideea aceasta a mândriei, care îl ispitea pur și simplu să-și taie coarda vitală care îl ținea ancorat și viu și în viață. Și după un an de zile a căzut sub puterea mândriei și s-a înălțat pe sine mai presus de acela care putea să-l ține în viață. Nu este nicio competiție între om și Dumnezeu. Cineva trebuie că și-a pierdut mintea dacă gândește la acest lucru, că ar fi o competiție, cine este cel mai mare sau cum a spus Lucifer. Nu e vorba de aceasta. Este vorba, practic, prin mândrie un om își taie izvoarele vitale. Adică îi spune lui Dumnezeu, n-am nevoie de tine.
și depărțiți de mine nu puteți face nimic. De aceea mândria merge înaintea pieirii. Este bine să observăm inima când lăstarii trufiei, când ajungem să ne uităm de sus la cineva dintre cei de lângă noi, să ne mândrim față de oameni, pentru că pasul următor, obligatoriu, sens unic, este ridicarea împotriva sau imaginar mai presus de Dumnezeu, până care este urmată de lepădarea. Omul se leapădă de Dumnezeu. Nu Dumnezeu leapădă, omul se leapădă de Dumnezeu. Și ultima întrebare, înainte de a ne ruga și a prezenta dumneavoastră cuvântul pe care îl aveți pentru seara aceasta, spune așa: cum să-mi trăiesc viața pentru Dumnezeu? Nu se poate lucrul acesta. Hristos trăiește în mine, nu trăiesc eu pentru El. Eu nu sunt despărțit de Domnul Iisus Hristos și trăiesc ceva pentru El. Nu se poate așa ceva. Ci El trăiește în mine. Așa spune Pavel. E puțin abstract lucrul acesta, dar să fie primit în sufletul nostru. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Când prezența Lui în mine produce acest fel de viață, se poate spune că trăim viața lui Hristos. Este acel pasaj la care am făcut referire în cartea Hristos, Lumina Lumii, unde vorbim de identificarea gândurilor și a dorințelor noastre cu gândul lui Dumnezeu, despre care, la care am făcut un pic de referire pe curs. Dumnezeu i-a iertat pe cei ce l-au omorât, chiar dacă lor nu le părea rău? Înainte de a răspunde dumneavoastră aceste întrebări, am să vă invit să vă rugați pentru noi în seara aceasta. Amin. Avem trebuință de lucrul acesta și aceasta spun și eu mereu oamenilor de la biserică. Rugați-vă pentru cel care se roagă pentru voi. Și aceasta spun tuturor prietenilor. Deci întrebarea este așa: iertare pentru ceea ce nu poate fi calificat, care a fost răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu poate fi calificat în termeni omenești, dar probabil că ți-a scăpat acest detaliu. Când Petru, apostolul, le-a spus: voi ați răstignit pe Iisus, răspunsul lor a fost străpungerea în inimă. I-a străpuns în inimă. Și atunci aici confluează două lucruri: cuvintele lui Iisus pe cruce, iartă-i căci nu știu ce fac, și cuvintele lui Petru, care a preluat cuvintele lui Iisus: știu că din neștiință ați făcut așa ceva. Dar în momentul în care un om a ajuns la cunoștința aceasta, el are posibilitatea să reacționeze și reacționează. Pe ei i-a străpuns în inimă. Alții au înjurat, au blestemat când a predicat Ștefan și au pus degetele în urechi. Nu vrea să aud, nu mă interesează. Și au pus degetele în urechi și a terminat. Deci reacția, deci întoarcerea, iertarea lor nu este așa, plutește suspendată în aer, fără legătură. Are legătură puternică. Întâi cuvântul lui Dumnezeu a lucrat la inima lor care a fost răpunsă și apoi prin aceasta a lucrat la pregătirea ființelor pentru a primi iertare. Dragii mei, o mare problemă nu e legată de mărturisire și de iertare, ci de primirea iertării. E problemă serioasă. Pentru că iertarea, în momentul când este primită, ea produce o revoluție în toată ființa noastră. Iertarea este o putere și ea transformă omul neiertător într-un om iertător, care iartă din toată inima, cum l-a iertat Hristos pe el. Am fost în Mexic, în urmă cu o jumătate de an, ar urma să mă duc chiar peste două săptămâni, dacă voi primi permisie și voi merge prin Harul Domnului. Și am avut o întâlnire cu pastorii și cu prezbiterii de acolo, un pic de instruire, așa am zice noi, pentru o serie de evangelizări care le vom avea. Și am discutat cu ei, am căutat să aflu de la ei ce este slujba aceasta pe care o faceți voi. Și răspunsurile au fost cum vă puteți aștepta. Au mers de la profesie până la chemare divină. Bun. Dincolo de toate acestea, ce este slujba aceasta care o faceți voi, pastorii și prezbiterii și creștinul, fiecare creștin, împărtășind altuia
cuvântul lui Dumnezeu. Ce este? Și am aflat din Biblie că sunt dator să fac lucrul acesta. E o datorie care trebuie plătită, fiindcă și altul mi-a vestit mie. Și eu acum sunt chemat să vestesc. Și altul a cheltuit pentru mine. Și eu sunt chemat să cheltuiesc pentru altul. Și tot ce... Și iert nu pentru că e o virtute. Iert pentru că sunt dator să iert. Cum m-a iertat Hristos pe mine, așa sunt dator eu. Atenție la parabola omului cu 10.000 de talanți. Nu s-a terminat totul când i-a spus te iert, poți să mergi. S-a terminat totul când omul acesta a refuzat să ierte cum a fost iertat. Deci, din această perspectivă trebuie privită lucrarea aceasta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Cum să explicăm versetul acesta? Sper să nu ne considere cineva agnostic iară sau cine știe cum să ne mai judece, dar spun cu drag și dacă zice cineva sau ne înjură, tot așa, nicio problemă, că mâine omul acesta ne va binecuvânta, sunt convins de lucrul acesta. Deci Ioan Botezătorul este cel mai mare om născut din femeie după declarația Domnului Iisus Hristos, nu după Guinness Book sau după Forbes, nu, ci după declarația Domnului nostru Iisus Hristos. Bine, acum care este relația lui cu Domnul Iisus Hristos? Că aici discuția este în cadrul acesta. Care este raportul? În ce raport se găsește el? Sunt oameni până în ziua de astăzi care îl consideră pe Ioan ca fiind Mesia. Și păstrează cultul lui. E un moment de tulburător acesta în care Iisus spune așa. Uite, el e cel mai mare om născut din femeie și eu sunt cel mai mic în împărăția cerurilor. Nu este nimeni mai umil și pe o poziție de supunere sau de slujire mai mic, mai jos decât Iisus. Nu există așa ceva. Deci el este cel mai mare, eu sunt cel mai mic în împărăția celor. Și dă un exemplu cu ocazie. Uite, stăm la masă. Cine e mai mare? Cel de la masă sau cel care e ospătarul, care îl servește? Cine dă comandă? Păi cine e la masă, ăla dă comandă. Păi uite, eu sunt domnul și învățător, bine ziceți, dar în același timp, între voi, sunt acela care servește la masă. Cel mai mic, adică între voi. Și acum se completează tabloul aici, cel mai mic în împărăția celor care este Hristos, este mai mare decât el. Despre cel mai mare om născut din femeie a spus despre cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, despre Iisus, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Acesta, vă rog să continuați explorarea acestui loc, dar urmăriți din această perspectivă. Următoarea întrebare vine de la Elena și sună așa. Cum recunoaștem ploaia târzie, ținând cont că membrii bisericii vor numi fanatici pe copiii lui Dumnezeu? Vezi, aici este problema. Eram în armată. N-am mâncat din ce era acolo, mai mâncam zacuscă, mai un alta. Așa, și al doilea lucru, n-am lucrat cum lucra toată lumea. Am cerut această acoperire și îngăduință, mi-a fost garantată cu un preț. Dar a venit un moment în care am fost confruntat. Am fost confruntat și am fost chemat la ofițerul politic și mi-a spus, domnule, pentru că oamenii aveau un sistem de observație. Se știa și ce vorbim. Ați văzut cum m-ați întrebat ieri de Timiș Teofil. Noi eram în groapa aceea și vorbeam despre Dumnezeu. Săpam amândoi acolo și deasupra gropii era informatorul. El ne-a auzit tot ce am vorbit. Mie îmi pare tare bine că a auzit, că poate să pocăiești chiar și el. Nu putem să știm ce suntem. S-au mai fost cazuri în istorie. Dar ofițerul politic m-a chemat și mi-a spus, domnule, concluzia vieții tale aici în armată. Deci, uite, asta este concluzia. Tu dai raportul altei autorități. E adevărat sau nu? Păi asta însemna spion. Asta însemna o nenorocire nemaipomenită. Și am discutat cu dânsul și am spus că e adevărat. Dar autoritatea mea se scrie cu A mare.
și este vorba de Dumnezeu. Credeți-mă, prieteni iubiți, nu numai că nu m-a condamnat, nu numai că nu m-a condamnat, a prețuit cuvintele acestea până la lacrime. Am fost chemat după aceea într-o cameră separată de un ofițer la cercetări și la detașamentul cercetași. Și omul acesta mi-a spus același lucru, după care a început să plângă și mi-a spus că el este baptist, dar că îi pare rău de felul cum a trăit viața. Concluzia. Cărei autorități dăm noi raportul? Dacă o să ne raportăm la oamenii care numesc un lucru fanatism, altul numesc binele rău, rău, bine și așa mai departe, o să fim într-un cor de voci care nu cântă niciun cântare. Este o hărmălaie, aceasta nu este o muzică sau o cântare sau o temă. Dacă vom asculta glasul Duhului Sfânt, el va confirma sau va infirma ceea ce noi ținem și păstrăm. Semnele revărsării Duhului Sfânt într-o viață de om sunt legate nu de pretențiile unui om sau de teoriile unui om, ci sunt legate de prezența a ceea ce numim roada Duhului. Aceasta se vede acolo unde el s-a revărsat și de puterea care însoțește această roadă în mărturia ei în lume. Două concluzii. Deci, privește roadele ca să știi când Duhul lui Dumnezeu se manifestă în viață. Și doi, dă raportul și ia cuvântul de la Dumnezeu. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Ce înseamnă adevărul prezent care trebuie dus mai departe, predicat, propovăduit? Adevărul prezent este distrus, este sabotat total, este aproape că nu are nicio șansă să se manifeste atunci când trăim în izolare, când trăim rupți de lumea în care suntem, când trăim într-o enclavă. Primejdia noastră aici în America să facem o mică enclavă românească și nu știm niciodată cum îi cheamă pe vecinii ăștia din complexul de blocuri sau absolut nimic. O mică enclavă. E un pericol mai mare aici decât în țară, aș zice, dar nici în țară nu suntem scutiți de lucrul acesta. Adevărul prezent nu poate fi niciodată înțeles sau evaluat sau aplicat decât în context. Și contextul este lumea în care trăim, cu toate aspectele ei. Niciodată nu s-a rugat Iisus, Doamne, ascunde-i pe frații ăștia undeva. A mers domnul pastor la primar și primul cuvânt pe care l-a spus domnului primar, bună ziua, venise în orașul respectiv, bună ziua, bună ziua, dar știți, noi o să fim persecutați, o să fim martirizați, potriva noastră sunt catolici, toată lumea. Primele cuvinte după bună ziua. Domnul primar a ascultat, am fost aproape de treaba asta, domnul primar a ascultat, după care a spus, domnule, n-ai nicio teamă. Eu sunt primarul orașului și eu de-abia știu unde sunteți localizați. Nu o să fiți găsiți ușor, pentru că nu sunteți prezenți în viața socială cu nimic. Absolut cu nimic. Sunteți ascunși în acest loc. Izolaționismul acesta, sectarismul acesta, culticul acesta, distruge mediul în care funcționează adevărul prezent. De-abia când mergi pe stradă, când mergem la cutremurul acesta, dacă era după sufletul meu, vă mărturisesc vouă și Domnului, eu aș fi fost în Turcia. Dacă nu eram cu mâinile și picioarele legate, nu pot să plec din locul acesta. Dar dacă eram liber, aș fi fost prezent acolo. Și Mântuitorul s-a rugat, nu te rog să iei din lume. Aceasta e rugăciunea lui Iisus. Oricine se izolează în felul acesta, sectă sau cult sau tradiție sau ceva asta, oricine se izolează în felul acesta, nu răspunde rugăciunii lui Iisus. Nu vorbim de perioadele de meditație, de rugăciune, de post, de intimitate aceasta cu Dumnezeu, ci vorbim de modul nostru de viață. Noi trebuie să fim semănați în brazda nevoilor lumii. Și adevărul prezent este adevărul care a fost dintotdeauna, el nu e diferit, dar este tradus în limbajul generației în care trăim noi, la nivelul preocupărilor acestei generații. Merg într-o gară odată la Budapest, eram cu soția și cineva ne mânează o broșurică cu ceva profeții din Daniel.
Și ne spune, ne cunoaștem și era vorba în limba română, a fost foarte bine. Și după ce ne cunoaștem, am o întrebare. Și întrebarea mea a sunat așa. Dânsa mi-a spus că de aproape 20 de ani răspândește broșura aceasta și stă aici, nu știu câte ore pe zi, în stilul fraților martori al lui Iehova. Este acolo prezentă. Și am întrebat-o așa, uite, te întreb ceva. În 20 de ani de când ai stat aici, ți-a spus cineva că este interesat de lucrul acesta pe care îl explici tu aici în broșura aceasta? Sau? Nu, a zis ea. Nu mi-a spus absolut nimeni. Și atunci a apărut un articol în Ministry Magazine, aici în America, mai de mult, cu titlul acesta, când vom înceta să răspundem la întrebări pe care nu le adresează nimeni. Asta înseamnă adevăr prezent. Este aceasta preocuparea fierbinte a generației noastre. Este acesta răspunsul pe care îl caută copiii noștri. Ei au intrat într-o lume în care noi n-am avut acces. Învățăm de la ei acum. Părintele a devenit copilul omului. Sau copilul a devenit părintele omului. Și învățăm de la ei tot felul de lucruri. Adevărul prezent al lui Dumnezeu nu este de a-i aduce pe ei în forma noastră sau în cutia noastră, ci este de a aplica acest adevăr etern contextului lor. Uite, voi veți duce mult mai înalt, mult mai departe acest adevăr. Aceasta înseamnă adevărul prezent. Sunt atât de fericit și de binecuvântat că avem acest concept despre adevăr și nu unul static, înghețat într-o serie de precepte, să le zicem așa, care într-o anume generație au reprezentat lumina cea mai bună, dar care generația a trecut de mult și timpul acesta. Ba mai mult aș vrea să spun că afirmația clară în privire la crezul acesta făcută de James White, noi nu vom avea niciodată un crez, pentru că avea un crez în sensul a turna în beton înțelegerea cuvântului la un moment dat, avea așa ceva și a nu lăsa deschisă creșterea sau dezvoltarea sufletului nostru înseamnă a te lega în timp și a te lega în lucrarea pe care o ai și în mărturia pe care o ai de făcut. E un subiect prețios, foarte prețios. Dumnezeu să ne ajute să trăim în acest adevăr prezent. Sigur, așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Ce înțelegem prin închinarea adevărată? Închinare nu este gestică. Am făcut un gest, o gimnastică a mâinii, a feței și așa mai departe. Închinare nu înseamnă așa ceva. Închinare nu înseamnă ritual. Închinare nu înseamnă formă. Închinare înseamnă dăruirea ta însuți, te închini pe tine lui Dumnezeu. Asta este. Când închin lui Dumnezeu un lucru sau un dar sau ceva este una și când te închin pe tine însuți este altceva. Pavel vorbea lucrul acesta despre niște oameni și nu numai că au dăruit lui Dumnezeu, dar s-au dăruit pe ei înșiși. Aceasta a dat valoare. Și aceasta este cererea. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. El știind că nu există altă cale. Fiule, dă-mi inima ta. Inima însemnând tot ce am învățat noi până azi, dar mai învățăm și mâine și pe mine despre complexul acesta pe care îl numim inima. Închinare trece dincolo de ceea ce a fost stabilit sau este stabilit prin consens general. Nu, este o relație între sufletul omului, între om și Dumnezeu, o relație intermediată doar de Domnul Iisus Hristos. El este mijlocitorul sau traducătorul sau deschizătorul de drum sau garantul între om și Dumnezeu. Omul nu ar avea niciodată această, nici abilitate, nu discut, dar îndrăzneala aceasta de a se raporta la Dumnezeu. Și atunci mijlocirea Domnului nostru Iisus Hristos, reprezentarea noastră în și prin El, dă sufletului omenesc această deschidere. Avem o intrare liberă la Tatăl prin El. Prin aceasta. Și închinare nu înseamnă altceva decât viața la care am fost noi chemați acum zilele acestea a trăi și a umbla în prezența lui Dumnezeu. S-ar putea ca o persoană să închine lui Dumnezeu de toate pe pământul acesta. Și lumea să se închine, ce a putut să închine omul ăsta lui Dumnezeu? Dar dacă nu se închină pe sine,
nu a avut loc niciun fel de închinare, ci se numește altceva, o încercare de tranzacție, de comerț, de un fel sau de altul. Propria noastră inimă trebuie adusă în închinarea noastră lui Dumnezeu. Este abstract, sigur că da, dar Duhul lui Dumnezeu ne va traduce practic ce înseamnă pentru noi să închinăm inima noastră lui Dumnezeu. Următoarea întrebare vine de la Luminița și sună așa. Explicați-ne, vă rugăm, de ce este important să ne rugăm ca fuga noastră să nu fie într-o zi de sabat, așa cum spune Mântuitorul în Matei. Da, este foarte, e un principiu mare aici. Rugați-vă să nu fie într-o zi de sabat, rugați-vă să nu fie iarna, vai de femeile însărcinate. Deci este mai mult decât atât. Unii oameni au reținut numai un bob de acolo, dar este un spic acolo. Și toate lucrurile care sunt în acest loc au valoare egală datorită celui care le-a spus. Adică au venit toate de la Mântuitorul nostru. Privind asupra acestui complex al avertizării divine, înțelegem și prindem o idee mare, mă rog lui Dumnezeu acum să-mi ajute să pot explica lucrul ăsta, dar să ne ajute să-l prindem. Și anume ideea că în timp ce suntem chemați să nu ne îngrijorăm, să nu ne speriem, să nu ne frământăm cu privire la ziua de mâine, suntem chemați să pregătim ziua de mâine. Și ideea aceasta o întâlnim în multe locuri în cuvintele Mântuitorului nostru. Unul se gândește dacă are cu ce termina un turn, altul se gândește cu ce fel de armată poate să meargă. Adică se gândește un om ca acesta, își pregătește sufletul. Maria, mama Domnului nostru Iisus Hristos, nu s-a dus repede să cumpere Pampers de la farmacia din colț, ci l-a înfășat în scutece pe care le-a purtat cu ea. Ea știa că ziua aceasta vine. Și a avut această sfântă pregătire. Sunt nenumărate exemple de felul acesta. Concluzia. Dumnezeu ne cheamă la a ne pregăti sufletul pentru ceea ce vine. A nu privi cu indiferență sau cu sfidare sau cu aroganță, a nu ne privi ca fiind o excepție și alte aspecte pe care le poate îmbrăca o atitudine negativă, ci a ne pregăti, rugați-vă, a spus Domnul Iisus Hristos, ca să nu cădeți în ispită. Păi nu ne rugăm acum să putem să dormim liniștiți. Rugați-vă și pentru ce urmează. Adică aveți în vedere lucrul acesta. Referirea la sabat, în contextul acesta al fugii din fața cuceririi romane, din fața cotropirii, mai degrabă spus, romane, referirea la sabat, era legată de complicațiile care priveau închiderea porților, interzicerea oricărei lucrări, cine poate să ducă ceva cu el, cineva. Deci lucrul ăsta ar fi creat o greutate teribilă pentru cei care s-au retras dinaintea nenorocirii. În paranteză fie spus, n-au plecat mulți din Ierusalim, dar au plecat unii, și anume aceia care au crezut pe Iisus și cuvintele lui care a spus așa, când veți vedea urăciunea pustirii, steagul acesta roman înfipt în loc, ei înfigeau steagul acolo unde mergeau și aceasta însemna că locul acela va fi pustit. Ei au crezut lucrul acesta și au părăsit Ierusalim, s-au refugiat într-o cetate numită Pela, unii dintre ei, alții cine știe unde. Alții care au auzit aceleași cuvinte, nu s-au îngrijorat, pentru că ei credeau în altceva. Templul Domnului, asta credeau ei. Și nu știau ce a spus Ezechiel, că ce e mai scump în ochi vă va fi luat. Și n-au crezut cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, nu va rămâne piatră pe piatră aici. În concluzie, trebuie să avem întotdeauna această gândire tridimensională de care am vorbit și care nu ignoră ziua de mâine. Mai ales din perspectiva pregătirii noastre sufletești. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Amin. Are blestemul sau vrăjitoria sau legăturile vrăjitorești putere? Au acestea putere asupra unui copil al lui Dumnezeu? Nu, au fost puse clare cuvintele acestea chiar de vrăjitor Balaam, spunând că asupra lui vrăjitoria nu are niciun fel de putere. Și nu toată lumea a fost expusă la așa ceva, unii dintre noi chiar nici nu avem idee
ce înseamnă lucrul acesta, dar avem o făgăduință care cuprinde și aceasta, făgăduința Mântuitorului nostru. Și ea sună așa: v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Toată puterea vrăjmașului. E de neimaginat. Eram într-o benzinărie lângă câmpul Muscea, chiar la ieșirea spre Pitești, și am luat benzină sau motorină, cred că am luat, că aveam diesel, și am vrut să... eram gata să plec spre Pitești. Cu geamul dat în jos de la ușă, am fost aplecat acolo, am aranjat niște acte. Când revin în poziția aceasta, cu capul pe geamul acesta era cea mai temută vrăjitoare din zona aceea. O femeie de care la oameni le era frică, nu stătea la coadă cu ea, se fereau să se atingă de hainele lor, aoleu, mi-a vrut un fir, face nu știu ce, sau putare. Mie nu mi-era nici frică, nici drag, nu mă interesa, acest capitol era mort față de el și el față de mine, dar a apărut acolo femeia aceasta și hai să-ți ghicesc. Și i-am spus, nu e cazul să ghicești, vreau să spun ceva. Ai să fii pedepsită chiar de diavol. Hai să vezi lucrul ăsta, că un diavol s-a rugat, Doamne, nu mă trimite în adânc, pentru că știa ce-l așteaptă dacă îl trimitea în adânc. Zic, te asigur că nu te-a trimis diavolul aici la mine, că el ar fi știut că eu așa ceva, pentru mine așa ceva nu există. Și Dumnezeu însuși îți va arăta că ai mers într-un loc greșit. Nu trebuia să faci lucrul ăsta, nu trebuia să vii aici și să întrebi asta și lasă-l rus ocupația asta, da. Prieteni și frați, nu știu cum, dacă am văzut la desene animate sau am văzut acolo în parcare, dar a plecat într-un fel învârtindu-se de acolo, adică a zburat, a mers într-o altă direcție. Nu trebuie să purtăm niciodată teama aceasta. Dacă purtăm teama aceasta a vrăjitorilor și vrăjitorilor, suntem în dialog cu ei. Fie pe aprobare, fie pe dezaprobare, ești în dialog. Nu e cazul. Dacă cineva va încerca vreodată să facă lucrul acesta, cuvintele spuse în Biblie, niciodată acela binecuvântat de Dumnezeu nu are cum. Peste acela binecuvântat de Dumnezeu nu poate să vină blestemul, pentru că blestemul și binecuvântarea nu pot să fie la un loc. Așadar, nicio teamă. Biblia spunea să nu vă pese de Dumnezeilor sau de demonilor sau de lucrurile acestea. Nu acordați niciun fel de atenție. Vreau să spun într-o mică paranteză că noi discutăm de biruința asupra păcatului. Biruința asupra păcatului, adevărata biruință, este a fi mort față de păcat și păcatul mort față de tine. Nu a fi în dialog cu păcatul, a te împotrivi păcatului, înseamnă că e prezent dacă te împotrivești. Păstrați întotdeauna privirea la Domnul, așa cum a spus, să ne uităm țintă acolo și nu purtați de grijă de celelalte aspecte. Dacă amenință cineva sau dacă blesteamă cineva sau dacă încearcă să facă vreun rău pe calea aceasta, se va întoarce peste capul acelei persoane. Pentru că sufletul nostru nu mai este al nostru. Noi ne-am predat pe noi înșine lui și l-am primit pe el în viața noastră. Așa este. Cum te poți raporta, întreabă Benny, la o discuție cu o persoană care crede că ce spune Biblia nu este adevărat? Biblia fiind scrisă de oameni, cum poate și nu are de-a face cu Dumnezeu? Cum putem crede în ce spune, cum putem face să creadă pe cineva care în scriptură care se încadrează în această categorie amintită mai sus? Am mai atins un pic tema aceasta. Revin cu câteva precizări cu această ocazie. Numărul 1, Dumnezeu are loc pentru atei. Nebunul zice în inima lui, nu. Da, văd efectul, dar nu are cauză. Este un efect fără cauză. Bine. Îl întâmpină pe unul aici unde este. Dumnezeu nu ignoră oamenii care nu pot să creadă. Sunt oameni necredincioși, nu crede absolut nimic, nimic nu e adevărat. Din cauza că sufletul lui a fost hrănit în neadevăr, de acum se proiectează în afară, nu mai e nimic adevărat, nu crede nimic și așa mai departe. Nu ignoră nici pe aceștia. Și ce se întâmplă? Mântuitorul a spus așa, uite, dacă nu puteți să credeți cuvintele pe care vi le spun eu, nu e nicio problemă. Credeți lucrările acestea. Vedeți ce se întâmplă? Ai văzut efectul? Cred că este un creator în spatele unei așa creații.
Aceasta, cum menționam, a îngenunchiat mulți oameni, like the fine tuning al universului sau genetica, tot ce se întâmplă în ființa umană. S-a ajuns la complexități și la adâncime ale cunoștinței neimaginate mai înainte. Și atunci unii când au văzut lucrările acestea, au spus, aici este urma pașilor cuiva. Nu mă predau aici. Am avut un profesor care a fost profesor de astrofizică la Cambridge. Și nu avea nicio treabă omul ăsta cu credința sau cu nimic. În momentul în care a ajuns de a constatat mecanica și mișcarea corpurilor cerești, speriat a spus, domne, aici mă opresc. Este clar că e cineva care lucrează la ceasornicul ăsta aici. Este cineva, nu știu, nu cunosc, nu înțeleg. Și așa a devenit profesor de teologie și mi-a fost mie profesor. Omul acesta distins, căruia îi port adânc respect. Celui care nu crede, zice, uite, a spus Mântuitorul, nu are nimic. Crede lucrările acestea. Dar unul zice, nu, eu nu cred nici asta, pentru că depinde de interpretare, depinde de mai complicată jungla minții. Acestuia știți ce îi spune Domnul? Experimentează. Zice, gustă, vezi ce gust are. Nu stabili tu fructul din pom că e bun de mâncat. Nu ai gustat deocamdată ca să spui că e bun de mâncat, așa, pe văzute numai. Poate are un gust de caz mort jos. Nu poți să spui chestia asta. Și atunci el a spus așa. Gustați și vedeți. Vezi tu însuți. Când am plecat spre Statele Unite, acum aproape 25 de ani, un sfert de veac, zburasem din București la Paris și cea mică a noastră, Cristina, care acum este lucrat cu Wikipedia și cu diverse agenții și asta lucrează aici ca om al vieții, era micuță atunci și și-a adus în minte că i-au spus vecinele ei, maică, să nu te sui în avion, că în avion, aoleu, ea. Și nu și-a adus aminte la București, dar și-a adus aminte la Paris, unde mergea pe o scară rulantă și râsul după lume ce era acolo cu ele, înainte, sus, în jos. Și a venit la mine și la soție și ne-a spus foarte hotărât, eu nu mă urc în avion. Eu nu mă sui în avion. Și sigur că, băi, ce mă poate ne jucăm, bine, plecăm, nu mai avem discuție. Nu i-am zis așa ceva. I-am spus, uite, Cristina, zic, vom merge în avion, ne uităm, dacă îți place, mergem, și dacă nu îți place, nu mergem, adică gustă. I-am spus, da. Și ne-am dus până la ușa avionului, oamenii din spate au avut răbdare cu noi, am intrat înăuntru, ea a pus capul înăuntru în avion, s-a uitat și s-a întors la mine și mi-a spus, măi, ăsta e un autobuz mare. Da, zic, așa arată, ca un autobuz mare. Mergem sau nu? Mergem, a zis el. Gata, hai să mergem. Și așa am ajuns seara în Los Angeles și mi-a spus că să mergem să dormim la malul cu flori în seara asta. Și zic, da, tot așa o să iei. Se numește Loma Linda, adică mal frumos, dar nu e tot ceva de genul acesta. Ce vreau să spun cu aceasta? Dumnezeu nu bate pe cineva pentru că nu crede în el. Nu bate pe cineva pentru că îl urăște sau pentru că înjură pe Dumnezeu. El dă ploaie peste bun și rău deopotrivă. Și, dincolo de orice, întâmpină pe un om acolo unde este el. Vorbește pe limbajul sufletului lui, se folosește de medicament sau de mijloace care dau rezultate bune în viața lui. Maxim, optim, posibil, operează Dumnezeu cu ființa umană. Nu există o cale mai înaltă și mai bună. Convingerea despre care vorbești nu o aduce omul, nici argumentul. Argumentul are contraargument totdeauna, nu există ceva. Și convingerea aceasta vine de la Duhul Sfânt prin a expune pe un om bunătății lui Dumnezeu. Acesta e singurul lucru care convinge. Așa după cum scrie Scriptura, bunătatea lui Dumnezeu te-a copleșit, te-a convins, te-a câștigat. Bunătatea lui Dumnezeu. Așadar, în felul acesta, cred că ar trebui să... Așa am căutat să lucrez cu familia mea și cu oamenii cu care am avut prilejul în viață să lucrez. Te vedem, Costi, că tu cânti la orgă și cu computerul și cu noi, ești... Și cu una și cu alta trebuie să fac. Cu pedalele și cu toate, dar cânti la patru mâini, adică zice pianistul. Raluca întreabă așa, în ce măsură a practica yoga este în dezacord cu ceea ce spune Dumnezeu? Da, e chestie tare treaba asta. Am discutat-o și cu fetele mele și am mai discutat cu tineri pe la biserică și peste tot. E o problemă serioasă aceasta.
este probabil una dintre cele mai înalte forme de gimnastică, fizic vorbind. Problema intervine în faptul că este asociată cu ceva mișcări spirituale ale minții. Și am fost și eu confruntat cu chestia asta, îmi pare bine că întrebi așa ceva. Eram în Olanda și a venit o doamnă care mi-a spus că poate să mă învețe să relaxez mintea după metoda lui Napoleon. Eu nu semăn deloc cu Napoleon, dar nu știu de ce mi-a oferit însă varianta asta. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem este golirea minții, a spus dumneavoastră, absolut blank, nimic acolo. Zic, treaba asta nu o face. De ce? Ce s-a întâmplat? Care e situația? Păi Mântuitorul a spus că atunci când o casă e goală, vin 7 diavoli plus 1, când casa e goală. Deci mintea mea nu poate fi nicio fracțiune de secundă, milisecundă, goală de prezența lui Dumnezeu, ca atare nu intrăm pe drumul acesta. Păi știi ce urmează? Nu mă interesează ce urmează, nu mai contează nimic. Din momentul în care mie mi-a spus să mă detașez de orice absolut, incluzând în aceasta prezența lui Dumnezeu. Pentru mine a fost un semn total acesta și am zis nu voi intra niciodată pe drumul acesta și n-am intrat. Am rămas prieten cu doamna aceasta, cumva așa, dar mai supărați, mai un alta, mai dezamăgiți, adică nu supărați. Și, dar niciodată nu am intenționat să trec de pasul acesta. Odată am luat cu mașina noaptea după 12 noaptea un călugăr și l-am dus până la Mănăstirea Slănic și acolo mi-a spus că vrea să facă un acatist pentru mine și am spus foarte mulțumesc, să roage pentru familia mea. Să zice, dăm numele celor vii. Și i-am dat numele celor vii, al soției, fetelor mele și cei din familie și după aceea a spus, acum dăm și numele morților. De partea nu ți le dau, zic. Ne oprim aici numai la cei vii și zic, acum să știi că vreau să fac și eu un acatist pentru tine. Uite, o să mă rog și eu pentru tine. O cheamă Teofil și că nu e de călugărie. Vreau să spun că e o problemă serioasă aici, în momentul în care se trece de la gimnastica trupului la gimnastica sufletului. Acolo se întâmplă niște lucruri care expun ființa umană. Între ele fiind această golire a minții. Următoarea întrebare și cu acordul dumneavoastră și cu acordul celor care fac parte din familia noastră, pentru că este ultima seară, mai oferim 5 minute. Sunteți de acord? Că le-am epuizat pe astea. Da, e bine dacă mai avem doar 5 minute. Eu trebuie să fug la Atlanta, descărcăm un tir din acesta de literatură, de cărți și trebuie să mă duc că eu am o camionetă mică cu care merg și am un prieten. 5 minute. Da, gata, oferim, mă bucur enorm. Pentru că este ultima seară. Să stăm chiar și mai mult. Sigur. Tocmai asta voiam să spun la sfârșit. 5 minute, mai luăm o întrebare și apoi câteva chestiuni care țin de noi și implicit o rugăciune pe care o vom înălța, atât eu cât și dumneavoastră. Întrebarea pe care am să vi-o adresez spune așa, prin ce se vede că sunt prieten cu Domnul Iisus? Wow! Prin credință pricepem, e cel din tâi lucru de care vorbește Pavel. Știți că Ștefan, vorbind despre Moise în Egipt, zice, Moise a crezut că ei o să priceapă treaba asta, dar ei n-au priceput. A fost, e un dulce și amar foarte serios aici. Prin credință pricepem lucrul acesta. Pasul întâi nu este cel al verificării materialiste. Vreau să văd, sau comerciale, vreau să văd efectul. Pasul întâi este primirea cuvântului. Când Dumnezeu a spus, eu sunt prietenul tău, când Iisus a spus, voi sunteți prietenii mei, când El a spus acest cuvânt, te-am crezut din adâncul sufletului. Tot ceea ce văd în viața mea acum este o confirmare. Mă iertați o clipă, vă rog. Tot ce văd în viața mea acum este o confirmare a acestei credințe. Am crezut din suflet cuvântul tău. Da, dar atunci când nu vezi ce prieten e Dumnezeu, întreba Iov, zice, de ce nu sunt eu ca în zilele când Dumnezeu era prieten cu mine, întreabă. Păi acum nu mai este? Păi se vede că nu.
din moment ce era prieten când era bine și când e rău, nu mai este. Ca în zile, era, Dumnezeu era mai aproape de el ca niciodată altă dată. Și avea planul să facă din el nu un om credincios într-un sat, ci să facă din el un simbol al istoriei lumii, al milioanelor de oameni care aveau treceau prin suferință. Dumnezeu era la fel de aproape, la fel de prieten. Dar el pierduse imaginea aceasta. Așadar, dovada adevărului cuvintelor lui Dumnezeu este în sufletul nostru cel dintâi și este alimentată de credința noastră preasfântă. Acesta fiind darul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu pentru noi. Apoi vom vedea lucrurile în viața noastră. Și nu e de mirare dacă vecinii, familia, cei de pe lângă noi, vor ajunge să tragă o concluzie văzând viața noastră, să știi că omul acesta e prieten cu Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu aceasta să fie concluzia. Amin. Despre un personaj biblic spune lucrul acesta. Mi-ar plăcea să spună și despre mine și despre fiecare dintre noi, Dumnezeu. Amin. Vă mulțumesc din toată inima că ați avut disponibilitate pentru noi. Vă mulțumim din toată inima pentru harul pe care îl aveți, pentru darul acesta special de a prezenta cuvântul. Vă mulțumim din toată inima pentru că ați acceptat invitația noastră fără acceptul dumneavoastră. A fost un privilegiu mare. Mare privilegiu. Mare. Eu sunt dator. Mai sunt întrebări, ceea ce vă putem promite, cu mâna ridicată, vă promitem, amândoi și dumneavoastră, vă rog să o ridicați împreună. Acum trebuie să ridic și eu, că n-am ce să fac. Așa. O să mai vă anunțăm despre faptul că într-un viitor pe care o vom stabili împreună, o să avem din nou o sesiune de genul acesta în care vom răspunde întrebărilor, ne vom bucura de un mesaj din partea pastorului Nicu Butoi și vom avea un dialog. Eu sper ca în luna martie să existe o astfel de posibilitate. Discutăm împreună despre programul fiecăruia. Dacă dumneavoastră aveți și doriți să rămâneți pe grupul format deja, noi vă vom anunța acolo, vă vom anunța pe platformele noastre, pe paginile bisericilor pe care le păstorim, Cuza Vodă din București și Biserica Atlanta din Statele Unite de Limba Română, dar și pe paginile personale, atât a mea cât și a pastorului Nicu Butoi. Vă vom da linkul de conectare și tot ceea ce este nevoie, astfel încât să putem să ne bucurăm de o prezență cât mai bună. Să vă spunem din timp despre lucrul ăsta. De asemenea, împreună cu pastorul Nicu Butoi, am stabilit că undeva în luna iunie, atunci când dumnealui va fi în țară, va face o vizită la Biserica Cuza Vodă. Este vorba despre vineri seara, sâmbătă dimineață, sâmbătă după amiază și cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă totul este în regulă, și duminică seară. Dar vă vom anunța la fel din timp și data și toate detaliile despre seria aceasta în care ne vom întâlni față în față cu pastorul Nicu Butoi. Vom avea părtășie, cel mai probabil va fi și împreună cu soția dumnealui și va fi o atmosferă frumoasă de familie. Așa că puneți-vă deoparte weekendurile din iunie, dar cel mai probabil, dar încă nu știm 100%, cel mai probabil ar fi cel de-al treilea weekend din luna iunie, dacă mi-aduc bine aminte, 16, 17 și 18 iunie. Pe aici ar fi datele. Puneți-vă-le în calendar ca să fiți prezenți la Biserica Cuza Vodă din București. Pe strada Cuza Vodă 141A este la Tineretului, foarte aproape. Pentru aceia care nu veți putea fi aici în București, o să avem posibilitatea să transmitem în direct acele prezentări care vor fi atunci și tot ceea ce se va desfășura acolo cu ajutorul lui Dumnezeu. Cam acestea au fost chestiunile pe care am dorit să vi le amintim și această promisiune care se va rezolva cu ajutorul lui Dumnezeu și cu îngăduința Lui. Noi ne facem partea, dar Dumnezeu este Cel care binecuvântează toate planurile.
Avem o rugăminte împreună pentru dumneavoastră, o rugăminte pe care, și când zic împreună, din partea mea și din partea pastorului Nicu Butoi, citesc de fapt Coloseni, capitolul 4, versetul 3. Rugați-vă totdeauna și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina Mântuitorului Iisus Hristos. Aceasta este rugămintea noastră. Să ne amintiți în rugăciunile dumneavoastră, să vă rugați pentru noi și să o faceți cu acest gând de a se deschide uși pentru cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Pastor Nicu Butoi, un ultim cuvânt din seria aceasta pentru noi toți și apoi ne vom despărți. Văd inimioare, mesaje, ne bucură mult lucrul acesta. Vă rog. Dragii mei, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu, în primul rând și vouă și ție, Costi, personal. Vreau să-ți mulțumesc pentru chemarea aceasta pe care am primit-o, zic eu, de la Domnul prin voi. Mi-ați dat posibilitatea să explorez niște lucruri la care nu m-am gândit niciodată și mi-ați dat niște nopți scurte, dar încărcate de emoția și harul pe care l-am simțit personal și care cred că ne-a fost împărtășit tuturor. Mulțumim foarte mult, Costi, în mod special îți mulțumesc pentru cererea aceasta de rugăciune, rugați-vă și pentru noi. Este extrem de important lucrul acesta. A fost aici, în America, un anume Lee Iacocca. El a salvat Chrysler-ul de la pieire, firma Chrysler, care era la cădere și l-au pus pe el director și atunci a devenit starul Americii, Chrysler. Și el a fost într-o vizită la Vatican când era papa Ioan Paul al II-lea. Și era bolnav de Parkinson și suferea greu și a fost în vizită cu familia dumnealui acolo. S-a întors în Statele Unite și l-au întrebat în America ce te-a impresionat cel mai mult la Vatican și în vizita pe care ai făcut-o, ce te-a impresionat cel mai mult. Acum o să vă spun cuvintele lui Lee Iacocca. El a spus cel mai mult. M-a impresionat o șoaptă a papei pe care mi-a spus-o la ureche când să plec. Roagă-te și pentru mine. Așa a spus dânsul. Și mulțumesc mult, Costi, că ai adus în atenție acest lucru. Plec cu mare bucurie în suflet pe motivul acesta. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat și pentru că, așa cum spuneam, tot citind Scriptura este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui, cred că harul Domnului Hristos este asupra fiecăruia și nu Amin. ne vom despărți înainte de a ne ruga pentru ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. Am să-l rog pe pastorul Nicu Butoi să înalțe prima rugăciune și pe cea de-a doua o voi înălța eu. Tată, îți mulțumim prin Domnul Iisus Hristos pentru privilegiul acesta înalt de a fi în prezența Ta, de a fi călăuziți de Duhul Tău bun și sfânt în adevărul Tău, Doamne, și dincolo de orice îți mulțumim că ai dat un rost vieții noastre pe pământ și ai dat rostul cel mai înalt care putea fi, acela de a purta chipul lui Dumnezeu în lume. Te rugăm să ne ajut să împlinim cu bine această înaltă chemare și te rugăm pentru binele și binecuvântarea tuturor celor care au participat la acest cuvânt sau care îl vor viziona vreodată online. Te rog să binecuvânți familiile noastre și aducem în prima linie pe cei în suferință. De orice fel ar fi această suferință, Doamne Dumnezeul nostru, vindecă-ne cu prezența Ta, că așa ai spus Tu, soarele neprihănirii va răsări în viața noastră cu vindecarea sub aripile Lui. Aceasta este rugăciunea noastră, nu numai pentru noi, ci și pentru cei care te vor cunoaște prin noi și pe orice altă cale. Și pentru omenirea pe care Tu, Doamne, o vei vindeca și o vei elibera de păcat și de rău, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Amin. Bunule Părinte, ne-am simțit ocrotiți și răsfățați săptămâna aceasta. Amin. Ne-am simțit cu adevărat importanți în ochii Tăi și te Amin. rugăm, Doamne, ca această atitudine să rămână pentru totdeauna. Dar Amin. știm că nu ține doar de Tine, ci ține de fiecare alegere pe care o vom face. Amin. Rugăm, Doamne, ca binecuvântarea Ta să se reverse asupra alegerilor noastre.
Și, Doamne, dacă până acum nu te-am ales pe tine cu tot din adinsul și cu toată ființa noastră, este un moment zero pentru noi în care Tu ne chemi cu adevărat la a încheia legământ cu Tine. Amin. Rugăm, Doamne, ajută-ne pe fiecare să avem curajul să trecem peste prejudecăți, să trecem peste anumite obstacole și să Te căutăm pe Tine cu tot din adinsul. Amin. Ajută-ne, Doamne, să luăm decizia aceea radicală care va însemna lăsarea în urma omului vechi și îmbrăcarea cu noi haine care să arate cu adevărat că suntem copiii Tăi. Amin. Dă-ne Tu acest curaj și vă, Doamne, ca în perioada următoare să Te căutăm cu tot din adinsul și Amin. acest moment de început să fie unul cu schimbări care să arate că ne dorim cu adevărat veșnicia. Amin. Vedem în mâinile Tale pe pastorul Nicu Butoi. Este poate mai departe de majoritatea dintre noi, la mii de kilometri distanță. Dar știm, Doamne, că pentru Tine este foarte aproape. Dumnezeu face lucrarea Ta. Și Te rugăm, Doamne, ajută-L să fie o lumină pentru cei din jur. Ajută-L, Doamne, să fie prin vorbă și prin port cu adevărat un reprezentant de seamă al Tău. Dă-i Tu Amin. sănătate, dă-i Tu putere de slujire, dă-i Tu o familie împlinită, dă-i Tu, Amin. Doamne, răbdare soției dumnealui și ajută-o, Doamne, să înțeleagă chemarea pe care Tu i-ai făcut-o de a fi parte din această echipă privilegiată a Ta. Amin. Și fă, Doamne, ca binecuvântarea să se reverse și asupra slujirii dumnealui din locul în care se găsește, din Atlanta. Binecuvântează-i pe frații, surorile de acolo și pe toți cei care, prin intermediul dumnealui, Te cunosc pe Tine. Ai Amin. grijă de fiecare dintre noi, de familiile noastre, de problemele noastre, de bucuriile noastre și fă, Doamne, ca totdeauna să Te căutăm pe Tine în rugăciune, în cuvânt, în natură, în biserică, în orice context ne-am afla. Amin. Cu speranța faptului că în momentul în care vei deveni penorii cerului, noi credem cât mai curând să îți aduci aminte și de noi, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin, Doamne, Tată. Îți mulțumesc mult că te-ai rugat și pentru soția mea, că tocmai citeam zilele trecute că în spatele oricărui om se găsește o soție care își rotește ochii în cap. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Îmi place spiritul dumneavoastră de glumă și asta arată cumva voia bună atât din casă, din familie, cât și din slujirea pe care dumneavoastră o faceți. Domnul să ne binecuvânteze pe toți.